430 de persoane din mediul rural vor fi instruite în perioada următoare prin intermediul proiectului Dezvoltare Rurală și Integrare pe Piața Muncii derulat de Infogrup și AJOFM Giurgiu. Tot în cadrul proiectului au fost create două pagini pe internet, conștientizarerurală.ro și reader.ro, două site-uri care oferă ample informații din domeniile antreprenorial, agricultura ecologică, fonduri europene, sănătate, egalitate de șanse, dar oferă și consiliere celor care vor să pornească o afacere. Cele două site-uri sunt dedicate, pe de o parte, comunicării între membrii rețelei de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural, site-ul Reder, www.reder.ro, respectiv promovării unor concepte sănătoase în mediul rural, www.conștientizarerurală.ro. O să vă prezint puțin mai detaliat site-ul conștientizarerurală.ro, pentru că în cadrul site-ului există o informație foarte variată și foarte bogată. Astfel ne propunem să promovăm în mediul rural, în cadrul, prin intermediul site-ului și prin intermediul unor pliante care urmează să fie distribuite de către membrii rețelei, principiile agriculturii ecologice. Deci discutăm despre agricultura ecologică în context european, discutăm despre ce înseamnă practic agricultura ecologică și foarte, foarte important, ce putem să facem noi, fiecare dintre noi acasă, pentru a trăi cât mai sănătos.